În ciuda problemelor de ordin financiar, singura reprezentantă a județului Suceava rămasă în Liga 3 de fotbal Bucovina Rădăuți își dorește să continue aventura în faza națională a Cupei României și să aducă în fața propriilor suporteri o echipă de Liga 2. Miercuri de la ora 17.30 în turul 3 al competiției, rădăuțenii vor primi vizita celor de la CSM Sighetul Marmației într-o partidă ce va stabili formația calificată mai departe în turul 4. Bucovina Rădăuți va avea o misiune dificilă în fața unei echipe ce a terminat sezonul trecut pe locul 4 în seria 5 a Liga 3 -a, și care în acest an și-a propus să promo promoveze în șalonul 2 având un buget de 900.000 de, de lei. Mai mult din surse neoficiale, se pare că oaspeții de miercuri au și un antrenor italian ce a lucrat în trecut cu Dan Petrescu la Unirea Urziceni. Întâlnim un adversar dificil cu jucători de valoare, dar și cu un buget de 6 ori mai mare decât al nostru, ce se pare că vrea să promoveze în Liga 2. În ciuda acestui fapt, noi ne dorim să facem un joc foarte bun și să obținem calificarea mai departe. Sper să avem susținerea unui public numeros care să ne ajute să ne calificăm mai departe în încercarea de a aduce la Rădăuți o echipă de Liga 2, a declarat antrenorul Julian Tehnicianul Rădăuțean a mai adăugat că va avea ceva probleme cu cei trei jucători sub 19 ani la nivel de valoare individuală în acest meci, dar speră ca până la începutul sezonului să mai legitimeze unul sau doi fotbaliști de această vârstă mai talentați cu care se află în discuții. Conform regulamentului, meciul de miercuri se joacă într-o singură manșă, astfel că în caz de egalitate după 90 de minute de joc se vor disputa două reprize de prelungiri și dacă egalitatea persistă se vor executa apoi lovituri de departajare de la 11 metri. În turul 3 al Cupei României vor evolua cele 21 de echipe calificate în faza a doua a competiției plus restul de 31 de formații aflate pe tabloul eșalonului secund. Turul 4 la care vor participa cele 26 de echipe calificate din faza a treia plus 10 echipe din Liga a doua este programat să aibă loc miercuri 26 august de la ora 17.30.